într-o lume a televiziunii în care coana după audiență este uriașă, în care foarte mulți moderatori și realizatori TV fac orice pentru a prinde publicul, există o emisiune curată, care aparent este nișată, dar în esență atinge fiecare latură a sufletului omenesc, pentru că în ea se vorbește despre valori, despre cultură, despre religie, despre spiritualitate. Este vorba despre realitatea spirituală, o emisiune tare dragă nouă, dar nu despre emisiunea aș vrea să vorbim, ci despre omul care a dat viață. Domnul George Grigoriu. Și asta pentru că regulul emisiunii de spiritualitate nu este premiat. Nu ai planețe politice, economice, deci nu prezinți interes. Pe de altă parte, asta și m-a gândit că totuși poate am ăsta Moș Crăciun a venit un pic mai devreme. Dar înțelepciunea dintre Moș Crăciun nu întotdeauna oferă darul pentru ceea ce ai făcut bun, ci ca o încurajare pentru ceea ce poate ai putea să faci mai bun. Într-o lume, iarăși, care se manipulează din nou, într-o lume în care se spun tot felul de informații care de multe ori nu au legătură cu realitatea, el, din punctul meu de vedere, reușește să ofere celor care au chef de a sta o imagine cinstită și corectă a ceea ce înseamnă Biserica Românească. Iar mie nu rămâne decât să vă mulțumesc. Emisiunea Realitatea Spirituală a fost recompensată la sfârșitul anului 2019 cu premiul de excelență. Realizată de George Grigoriu la Realitatea Plus, emisiunea a dovedit în timp că românii apreciază cu adevărat valorile culturale și spirituale într-o țară în care mass media este tot mai acaparată de politică, neajunsurile sistemului și scandaluri. Banii strânși cu ocazia Galei de Excelență Suflete, Oameni, Speranțe vor fi oferiți cu ocazia sărbătorilor pentru aproximativ 100 de copii defavorizați cu rezultate școlare deosebite.